A fost o tragedie pe munte, o persoană care a fost dată dispărută a fost găsită decedată după ce s-a prăbușit în gol, circa 5 metri. Trupul acestuia va fi recuperat și transportat la Institutul de Medicină Legală. Alte 10 de persoane au fost recuperate din fericire în viață. 10 dintre acestea au avut nevoie însă de spitalizare. Ultimele 24 de ore au fost pline pentru salvamontiștii din întreaga țară. 10 de oameni au fost recuperați de pe munte. Dacă unii au fost recuperați în siguranță, alții au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma accidentelor suferite. Din păcate, o persoană a fost găsită fără suflare. Am avut peste 25 de intervenții la nivel național. Dacă 10 dintre ele au fost localizate, să zicem, geografic, într-o singură locație, pentru că vorbim de un concurs de mountain bike la care mai multe persoane s-au accidentat și au avut nevoie de prim ajutor din partea salvamontiștilor. În restul cazurilor am avut situații pe care le preconiza cauzate de schimbarea vremii, pentru că am avut oameni surprinși de vremea rea pe munte, oameni care s-au rătăcit, oameni care s-au accidentat grăbindu-se să se retragă din zona alpină înaltă. Dar am reușit să intervenim la toate aceste situații și 10 dintre ele, într-adevăr, le-am predat serviciului de ambulanță. Din păcate, cazul cel cu persoana decedată s-a petrecut undeva în zona submontană, într-o zonă de deal de la poalele munților Vulcan. Persoana decedată, nu știm încă dacă din greșeală sau din alte motive, a căzut în râpa respectivă. Se vor face, vom vedea la autopsie care au fost problemele de care suferea, poate a avut probleme medicale.